Este bine cunoscut faptul că Dynamite Baits produce în mare parte produse pentru capturarea peștilor de talie mare, în special a crapilor. Totuși, în portofoliul Dynamite Baits există și nade foarte bune pentru partidele de pescuit la pește de talie mică și medie. Iar în acest clip de astăzi vreau să prezint nadele pe care le utilizez eu cel mai frecvent în partidele mele de pescuit la plătică, babușcă, morunaș, scobar și în general toate speciile de pește alb care se regăsesc în apele din România. Este vorba de 4 modele de nadă, tipuri de nadă care au fost folosite frecvent în clipurile făcute de mine și postate pe canalul de YouTube Normal Sport România. Cele 4 modele de nadă sunt Silver X River, Silver X Skimmer Mix, Frenzied Hemp Seed și Swim Steam Silver Fish. Silver X River și Frenzied Hemp Seed sunt modele de nadă aflate de mult în portofoliul Normal Sport, Silver X Skimmer Mix și Swim Steam Silver Fish fiind două modele de nadă apărute în acest an 2020 în portofoliul Dynamite. Este foarte important de menționat caracteristica și structura acestor tipuri de nadă, deoarece 3 dintre cele 4 modele, și anume Silver X River, Silver X Skimmer Mix și Frenzied Hemp Seed, sunt nade ce au la bază măcinătură de cereale, pe când Swim Steam Silver Fish este o nadă care are la bază făinuri de pește, dar o nadă care este totodată foarte dulce, potrivită pentru pescuitul peștilor anterior menționați. Fiecare din modelele menționate poate fi folosit individual sau mixat în proporții dorite de utilizator cu celelalte modele de nadă. Deci, la alegerea pescarului, după niște teste, bineînțeles, acesta poate decide în ce fel își construiește mixul de nadă, putând amesteca oricare din cele 4 modele de nadă pentru a avea un randament maxim în partida sa de pescuit. În majoritatea partidelor de pescuit trebuie ținut cont de granulația nadelor, deoarece în funcție de cât de mare sunt particulele nadei, aceasta poate fi folositoare sau dimpotrivă poate tăia vadul, ca să spun așa, deoarece particulele de talie mai mare vor hrăni peștii mult mai repede. Trebuie testat înaintea partidei de pescuit, trebuie văzut care din modelele de nadă trebuie folosit sau care din modelele de nadă trebuie folosite, proporțiile amestecului și, bineînțeles, gradul de umectare al acestor nade. Ultimul aspect pe care vreau să pun accentul este umectarea acestor 4 modele de nadă. Este bine știut, așa cum am explicat și în clipurile anterioare, că nadele care au la bază făinuri de fishmeal pot fi umectate într-o singură repriză, lăsate să tragă apa în particule și apoi sitate fiind gata de utilizare, pe când nadele care au la bază măcinătură de cereale trebuiesc umectate treptat până când acestea ajung la consistența dorită. De asemenea, ca o ultimă recomandare, la nadele care au la bază măcinătură de cereale, recomand că atunci când se dorește un mix inactiv care să stea pe substrat, umectarea să se facă cu o zi înainte, seara de preferință, înaintea partidei de pescuit, iar dacă se dorește un mix activ cu particule care să se ridice în coloana de apă, este indicat ca umectarea să se facă în dimineața partidei de pescuit, de preferință înainte de a începe partida.